Un tânăr din Republica Moldova, stabilit în Italia, este cercetat pentru ucidere din culpă după ce și-a omorât iubita, pe care a împușcat-o din greșeală cu pușca semiautomată a tatălui ei. Un moldovean de 23 de ani din Italia, student la Conservatorul din Napoli, și-a omorât din greșeală iubita în vârstă de 28 de ani, cu o pușcă semiautomată chiar în casa părinților fetei, scrie Rotalianul. Incidentul a avut loc în seara zilei de 26 octombrie în localitatea Riardo, din provincia Campania. Tânărul a luat de pe un pat o pușcă semiautomată lăsată nesupravegheată. Cei doi se aflau în dormitor când tânărul moldovean a luat arma semiautomată lăsată nesupravegheată pe pat și a îndreptat-o în joacă spre tânără, scrie La Republica. Speriat de ceea ce făcuse, moldoveanul a sunat imediat la numărul de urgență, însă echipajul ajuns la fața locului, în ciuda manevrelor de salvare a victimei, nu a putut decât să constate decesul. Focul de armă a ucis-o pe loc pe tânără, care nu a mai putut fi salvată de echipajul chemat la fața locului chiar de către băiat. Moldoveanul, student la Conservatorul din Napoli, a fost arestat sub acuzația de ucidere din culpă, relatează TV8.